Salut, berbeci! Voi face citirea pentru luna plină din Scorpion, din 5 mai, de la ora 20 și 34 de minute, da? 14 grade Scorpion, 58 de minute. Deci, haideți să vedem sfatul oracolului Lenormand și al tarotului ermetic. Și pe urmă runele. Să vedem sfatul tarotului oracolului Lenormand. Pentru voi, sfatul acestui oracol. Avem și eclipsa. Nu uitam să spun eclipsa. Eclipsa de lună. O eclipsă prin penumbră, dar important este că ne influențează în primul rând această eclipsă. Da? Deci să vedem sfatul oracolului. Hai să-l facem și pe ăsta așa. Deci ar fi un sfat bun. S-ar putea să primiți un sfat bun tocmai din partea acestui oracol. Deci, legat de o ceartă, de o operație sau de un accident. Pentru unii puteți să vă gândiți și la un accident, dar ceva care implică și o persoană iubită. Haideți să vedem ce spune și tarotul ermetic pentru voi, pentru berbeci. Această eclipsă de lună, luna plină în Scorpion, este vorba de schimbare, transformare, moarte, renaștere. Deci să vedem acest aspect pentru voi. Ați văzut un sfat bun, bun. Aici vorbim de forță, de puterea voastră interioară, de a vă mobiliza trup și suflet pentru a depăși o situație dificilă, a face față unei probleme, a supraviețui chiar, chiar și a supraviețui, să știți, fiindcă această forță poate să arate și această supraviețuire a voastră. Și iată că aveți aici, vorbim de o trădare, cineva vă trădează, iau runele cumva astfel încât să vedeți, pe urmă am să pun runele aici, deci cineva vă trădează și clar că vă certați cu această persoană care vă trădează. Un 7 de monede arată totuși un situație în care voi v-ați dorit să reușiți ceva, să faceți ceva, un proiect care să vă aducă niște venituri mai importante, dar s-ar părea că nu merge chiar așa de bine, nu pierdeți, dar nici nu primiți cât ați vrut, adică înjumătățiți. Și aici aveți și această persoana iubită, vedeți că iese. Iubirea pe care o arătați față de cineva, arătați această iubire și această dăruire față de cineva, dar aici aveți și o operație, o situație dificilă, deci este ceva dificil aici, un accident, poate să fie și un accident legat de persoana la care țineți, deci trebuie să fiți foarte atenți. Haideți să vedem ce ne spune. Ne spun runele, da? Ce ne spun runele pentru berbeci? Bun. Cu această eclipsă de lună, dar și luna plină. Bun, pot să fie chiar schimbări, schimbări pentru voi, dar este în casa schimbării. Deci vor veni schimbările într-adevăr pentru voi. Uitați. Am zice că este cam ceea ce vă este destinat aici, așa, și Beorc, care este runa familiei, a familiei, de fapt.
familia, dacă o vedeți, este răsturnată, deci ne putem gândi la o situație nedorită în familie sau chiar faptul că din trecut sau chiar și acum păstrați o distanță cu familia, nu aveți o relație bună cu familia și nu vă puteți înțelege cu aceștia, dar și aici aveți ciocanul lui Thor răsturnat, care arată o situație în care trebuia să faceți o alegere. Această alegere pe care ați făcut-o, probabil exact legat de familie, ați decis-o voi și s-ar putea să nu fie o alegere, eu știu, bună, o alegere care v-a adus într-un fel de hazard, adică de haos. Deci orice ați face să ieșiți din această stagnare și din această situație cu această familie, nu merge. Nu puteți să o dați oricum la capăt cu ei și orice ați face nu merge. Este bine să căutați un sfat de la o persoană calificată și veți putea să luați o decizie. Va trebui să vă gândiți mai bine, să analizați mai bine, să discutați, să vedeți ce se întâmplă și să luați o decizie bună. Aici vedeți pentru voi eclipsa asta aduce, cealaltă eclipsă a fost chiar în casa voastră, adică cea de soare, aici cea de lună vine în casa schimbărilor, a transformărilor. Și aveți aici chiar o schimbare. Este o schimbare care vine să vă ajute să rezolvați problemele mai vechi. Uitați-le, problemele mai vechi. Și chiar să începeți ceva nou. Am zis că este ca un fel de piatră de hotar. De aici încolo, viața voastră este altfel. Se întâmplă altceva în viața voastră. Este acea transformare, acea schimbare, renaștere. Și iată că aveți aici un Gifu care este foarte bun. El arată daruri, că sunt daruri legate de sănătate, daruri divine, nu legate de sănătate, dar și daruri materiale, un aspect benefic, fiindcă această schimbare vine cu totul spre binele vostru, spre a vă rezolva o situație, spre a vă împlini. Poate să fie și o relație, să cunoașteți pe cineva și să vă rezolvați o problemă, o situație și apare această situație benefică. Deci, dacă ne uităm aici, așa cum am spus, aveți o ceartă cu cineva până la urmă, dar și această, să zicem, accident, tăiere, poate să fie și operație, poate să fie și un accident în casă care să vă aducă o schimbare legată de o persoană pe care, la care țineți foarte mult, fiindcă apare și aici. Așa? Și, în primul rând, această iubire, când apare astfel de cupe, ne gândim și la iubirea pentru divinitate, la iubirea pentru aproape, pentru o persoană, dar și la iubirea legată de divinitate, de Dumnezeu. 7 de monede, am spus, o reușite, dar nu reușiți planul pe care vi l-ați făcut din cauza unei trădări și o ceartă. Dar acest lucru vă îndepărtează de familie, fiindcă s-ar părea că cearta și problemele create sau poate chiar și accidentul este legat de familie și o decizie pe care o veți lua, poate că ați luat această decizie, este mai veche, dar așa cum am spus, trebuie să căutați să rezolvați această situație cu familia și schimbarea la care vă puteți aștepta. Eu vă doresc numai bine, schimbări bune și tot ce vă doriți. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.